Timp de 7 săptămâni, persoanele care nu au probleme de sănătate și pot ține postul Paștelui trebuie să mănânce mai puțin, să acorde mai mult timp rugăciunii și să evite certurile și bârfele. În toată această perioadă, singurele dezlegări sunt de bună vestire și în ziua floriilor, când se poate mânca pește. Oamenii spun că respectă postul, chiar dacă asta îi costă mai mult. A început perioada postului, țineți post? Da, că sunt și bolnavă. Tot acest post sau... Nu știu cât, încerc. Cum vi se par aceste prosele de post? Sunt mai scumpe? Să știți că sunt mai scumpe. Eu sunt și pensionar. Ținem păpușe. Tot acest post sau mai puțin? Ei, când putem. Eu sunt bolnavă de hepatită și am regim. Și când pot, că nu. Cum vi se par aceste prosele? Sunt mai scumpe? Ei, sunt mai scumpe, dar nevoia te face să iei. Da. Tot postul acesta sau? Aproape tot. Numai miercuri și vineri. De ce? Nu puteți? Nu pot, că eu am medicamente, dar mi-e pot să sunt miercuri și vineri. Cum sunt produsele pentru post? Sunt mai scumpe? Mai scumpe un pic, că mai ales verdeața e foarte scumpă. Întotdeauna țin post. De ce eu nu mănânc carne? Produsele de post sunt mai scumpe? Mai ieftine. Mai ieftine, zarzavaturi, fructe. Postul Paștelui este o perioadă de pregătire spirituală pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar este important să ții acest post? Da. Și pentru curățirea organismului acum de primăvară trebuie să consumăm mai multe verdețuri. Este. Pentru ce? Pentru sănătatea corpului. Este foarte bun, dar trebuie să mâncăm legume, fructe, dar... Nu sunt bani. Important să ții acest post? Este. De ce? Păi te mai faci tu la corp, e mai bine pentru sănătate, pentru orice. Foarte important. Pentru sănătatea noastră. Pentru sănătate foarte mult. În perioada postului mare, începând din 4 martie, prima sâmbătă din post, și până în 8 aprilie, sâmbăta lui Lazar, vor fi oficiate slujbe de pomenire a morților. Anul acesta, Paștele se sărbătorește pe 16 aprilie, în aceeași zi fiind celebrat și Paștele Catolic.